Una din cele mai simple modalități prin care putem vedea îmbinarea între aplicațiile de productivitate și procesul de business din Dynamics 365 Business Central este prin Microsoft Outlook. Business Central extinde funcționalitățile Microsoft Outlook, dând acces la informații financiare, oferind posibilitatea utilizatorilor de a interacționa mult mai ușor cu clienții și cu furnizorii. Vom urmări un proces tipic de vânzare, pentru a vedea cum Dynamics 365 Business Central ușurează astfel de procese tipice. Procesul de vânzare începe cu crearea unei oferte de vânzare, apoi transmiterea acelei oferte pe e-mail, transformarea ofertei în factură și ulterior analiza rezultatelor. Vom începe cu crearea ofertei de vânzare și, așa cum spuneam, direct din Microsoft Outlook putem avea acces la informații financiare. Și presupunem că primim un e-mail de la un client care ne cere o ofertă, face o cerere de ofertă pentru două produse cu respectivele cantități. Vom putea direct din Microsoft Outlook să accesăm informațiile financiare direct din aplicația ERP, Dynamics 365 Business Central, unde vom putea vedea un istoric al relației cu acest client și vom putea printr-un click să deschidem livrările, unde vom avea acces la prețurile cu care am mai vândut la respectivul client, astfel încât să putem să creăm o ofertă. La fel, direct din Microsoft Outlook putem crea oferta, iar Microsoft Outlook va identifica automat produsele pe care clientul le-a solicitat, cantitățile respective și le va completa la fel automat în Business Central, în oferta nou creată. În acest fel, oferta este deja creată în ERP și vom putea să o și vedem în interfața web a Dynamics 365 Business Central. Vedem că avem 3 oferte de vânzare deschise și putem accesa oferta de vânzare tocmai creată cu toate informațiile aferente, inclusiv prețul ei. Pentru transmiterea ofertei pe e-mail, nu trebuie decât ca în Microsoft Outlook să dăm click pe Send by Email, iar oferta va fi automat transformată în PDF, atașată la un e-mail și vom putea să o și vizualizăm înainte de a o transmite. Oferta se transformă foarte ușor în factură, la fel direct din Microsoft Outlook, click pe Make Invoice și vom crea automat factura, având posibilitatea să și vedem factura în soluția ERP, deschidem lista de facturi și vedem factura tocmai creată. De asemenea, tot din Outlook putem să și postăm factura de vânzare. Putem analiza rezultatele vânzărilor, având în vedere că Dynamics 365 Business Central este integrat și cu Power BI, avem acces la toate rezultatele din rapoartele de BI direct din interfața Business Central. Putem da click pe filter, putem filtra în funcție de anumite luni, putem vedea rapoarte integrate direct în listele aplicației și putem analiza informațiile la orice nivel de detaliu. Dynamics 365 Business Central este disponibil pe orice device, atât pe laptop cât și pe tabletă sau telefon mobil, putând fi accesat în mod securizat de oriunde.